Globul de cristal. A fost odată, ca niciodată, o vrăjitoare foarte rea, care îi ura pe cei trei fii vitregi cu care se alesese după căsătorie. Într-o zi, folosindu-se de vrăji, ea îl prefăcu pe cel mai mare dintre băieți într-un vultur, care își luă zborul și se pierdu în zare. Pe cel de-al doilea fiu îl transformă într-o balenă, care ajunse să trăiască în mare. Speriat că ar putea fi și el prefăcut în cine știe ce ligioană, cel mai mic dintre băieți o rupse la fugă, pierzându-și urma în adâncul unei păduri. O să urmez cărarea asta, își spunea el, strecurându-se prin desișul pădurii. Am auzit vorbindu-se de o prințesă vrăjită care trăiește în castelul soarelui strălucitor, tocmai în partea cealaltă a pădurii, iar eu am să o scap de vrajă. Pe când mergea el așa, chiar prin mijlocul pădurii auzi niște glasuri. Câteva clipe mai târziu, văzu doi zdrahoni care se certau de mama focului. Dă-mi pălăria, ea mea, spuse unul dintre ei. Nici vorbă, e a mea, se rățoi cel de-al doilea. Hei, nu vă mai certați, le zise băiatul. Dați pălăria încoace și o să hotărăsc eu al cuie rândul s-o poarte. Nătărăii se învoiră pe dată. Punându-și pălăria pe cap, băiatul își văzu liniștit de drum, gândindu-se la frumoasa prințesă. Să le fie învățătură de minte, își zise băiatul. Doar toată lumea știe că atunci când doi se ceartă, al treilea câștigă. Merse el toată ziulica, iar spre seară, fiind tare obosit, făcu un popas. Ah, cât aș vrea să fiu deja la castelul soarelui strălucitor, își zise băiatul în sinea lui. Nici nu-și sfârși bine gândul, că într-o clipită pălăria, ați înțeles desigur că pălăria zdrahonilor nu era ca toate celelalte, ci una fermecată, îl și purtă la castelul cu pricina. Băiatul, neînfricat de felul său, trecu podul și intră în curte. Aici fu întâmpinat de o tânără, al cărei chip era ascuns în dărătul unui voal. Și nici nu se putea altfel, deoarece fața ei, palidă, era brăzdată toată de zbârcituri. Tu ești prințesa vrăjită? O întrebă băiatul, necrezindu-și ochilor. Da, eu sunt. Privește în oglinda asta, îl îndemnă prințesa cea pocită, și vei vedea adevărata mea față. Oglinda îi arătă tânărului un chip frumos, de care el se îndrăgosti nebunește. Trebuie să fac ceva ca să te scap de blestemul ăsta, prințesa îi răspunse cu tristețe în glas. Singura cale prin care vraja poate fi destrămată este să dai de urma globului de cristal. Dar pentru a pune mâna pe el, trebuie să ucizi taurul sălbatic, ca din trupul lui să poată ieși pasărea de foc. Află însă că nimeni, nici măcar cel mai viteaz cavaler, n-a fost în stare să-l dovedească până acum. Urmând povețele prințesei, tânărul ajunse la taurul sălbatic. După o luptă îngrozitoare, el reuși să răpună fiara. Dintr-o rană a taurului ucis, ieși o pasăre cu aripi de foc, care se înălță pe dată în văzduh, ținând strâns în plisc un nou incandescent. Pe când băiatul se gândea ce-i de făcut, un vultur se scoborâ spre el ca să-l ajute. Era fratele lui mai mare. Acesta se năpusti asupra păsării de foc și o sili să dea drumul oului. Oul căzu peste casa unui pescar, aflată undeva pe malul mării. Casa fu cuprinsă pe dată de flăcări, dar valurile se înălțară furioase și se prăvăliră apoi asupra acoperișului, stingând focul. Al doilea frate, cel prefăcut cândva într-o balenă,
fusese cel care frământase apele mării. După ce focul se stinse, băiatul luă oul răcit. Înăuntru, în locul gălbenușului, tădu peste globul de cristal. Apucă prețioasa sferă și cu ajutorul pălăriei fermecate ajunse într-o clipă înapoi la castel. Prințesa, care îl întâmpină în curtea castelului, nu mai purta voal pe față. Tânărul fu copleșit de frumusețea ei. Globul de cristal rupse și vraja celor doi frați ai săi, care se prefăcură la loc în oameni și veniră la nunta curajosului lor frate, mai mic, cu frumoasa prințesă, și au trăit cu toții fericiți până la adânci bătrâneți.